După parcursul modest de la finele lui 2020, puțini se așteptau la o evoluție atât de bună a lupilor buzoieni. Elevii lui Pero Miloseviș plecau din star cu șansa a doua contra unei echipe obișnuită cu aerul tare al primelor locuri din Liga Zimbrilor. După un început bun în care au condus cu 2 la 0, buzoienii n-au putut menține ritmul. La mijlocul primei reprize, băimărenii au trecut în avantaj, mărindu-și diferența până la 15-12, scor înregistrat la pauză. Repriza a doua a fost una adevărat montan rus cu ambele echipe, având momente de grație în care au înscris câte 3-4 goluri fără să primească. Momentul psihologic al partidei s-a consemnat în minutul 50, atunci când Buzăul prelua conducerea, după ce, la un moment dat, băimărenii sără avantaj de 5 goluri pe tabela de marcaj. Lupii au continuat până aproape de final să-și fructifice toate atacurile, ratând un singur șut prin internaționalul de tineret Ionus Broască în ultimul moment al partidei. Era deja tardiv, astfel că Minau n-au mai putut întoarce scorul. În cele din urmă, Buzăul s-a impus cu 29 la 28, o victorie puțin scontată, având în vedere pozițiile celor două combatante din clasament. Grație celor trei puncte acumulate astăzi, HC poate spera la un loc în play-off.